Hei, dragii mei, nemuritori și dragele mele, nemuritoare, bună seara! Surprize peste surprize. V-am trădat un pic așa pe Facebook, dacă ați intrat să vedeți. O dragă și distinsă prietenă, sunt onorată că pot folosi acest cuvânt, deci e pentru prima dată când am în studio o persoană pe care nu o cunosc aici, ci am cunoscut-o deja și mi este prietenă și mi este dragă. Doamna inginer, constructor, Adriana Zaharescu, ne face bucuria să vină aici cu niște teme spectaculoase, deosebite, ca niște taine pe care eu nu le-am mai auzit la alți oameni. Ceea ce mi-ar fi plăcut mie să discutăm în această emisiune, și imediat o salut pe doamna Zaharescu, și anume în continuarea discuțiilor pe care le-am avut deja despre faptul că noi ne reîncarnăm, faptul că venim de mai multe ori și suntem aceeași personalitate, suntem aceeași conștiință individuală, va putea face sau nu obiectul acestei serii. În orice caz, există un alt subiect care este mai important și mai drag, doamna inginer Zaharescu, și dânsa va decide cum decurge discuția. Deci, cu toată sinceritatea, facem lucrurile așa cum vin ele spontan. Bună seara, scumpa mea Adriana! Bună seara! Sunt încântată că ai acceptat invitația mea și îți mulțumesc din suflet. De altfel, ai venit și în cadrul acela al nostru, unde ne adunăm și vorbim fiecare despre ceea ce am trăit. Așa că sunt foarte recunoscătoare. Ne cunoaștem și cu ceea ce suntem și cu ceea ce nu suntem. Sau nu mai suntem. În ce sens spui asta? În sensul de a ne ajuta să vă reamintiți toți cine ați fost în alte timpuri, în alte vieți. Dată. În alte vieți. Este minunat. Deci, așa după cum spuneam, sunt deschisă, vreau doar să hotărâm cum pornim discuția. Eu sunt foarte deschisă față de experiențele pe care știu că le-ai avut. Câte vieți anterioare ți-ai descoperit prin regresie hipnotică? 7? Cred că 11. 11 între timp. Noi nu ne-am mai văzut de o vreme. Deci iată, ca să vorbim în clar text, avem în fața noastră o personalitate marcantă, de toată isprava și de toată credibilitatea, care a lucrat o viață întreagă în domeniul tehnicii, o ființă rațională, o ființă profundă, care vine și ne povestește cum printr-o anumită metodă, prin regresie hipnotică, și poate să ai amabilitatea să ne dai detalii, sigur că nu facem reclamă nimănui, dar există o metodă pe lumea asta, inventată de un anumit cercetător american, și ne spune că s-a indus regresie în 11 vieți. Încă o dată, dacă vrei să ne spui ceva despre asta, e minunat, dacă nu, subiectul cel mai drag al sufletului tău, pe care eu nici nu-l menționez ca să nu te încurc. Cam atât am avut de spus. Te ascult cu toată dragostea. Ar trebui să vă ajut pe toți să înțelegeți cine sunt. Da, cu drag. Pentru că așa cred astăzi, la 75 de ani, că nu este o întâmplare să fie ajuns la cunoașterea pe care o am astăzi. Eram studentă în anul 3 de facultate și învățam în casa unui coleg al căror părinți erau medici amândoi. Familia se numea Angelescu și spun numele pentru că am nevoie să vorbesc despre doctorul Angelescu. Și învățam pentru un examen, eram 5 în casă la Dan. Și a intrat doctorul cu o carte în mână. Și știam toți că casa și familia erau moștenitorii direcți ai profesorului Nicolae Paulescu. Profesor de, pentru cei care nu-l cunosc? Fiziologie. Și este inventatorul insulinei. Ei, iată, deci un nume de importanță pe plan mondial. De foarte mare importanță, da. Și cu care medicina românească se mândrește. Pe bună dreptate. Da. Nu știam mare lucru despre profesorul Paulescu. Știam ce a făcut și ce înseamnă pentru medicina românească, dar nu mi-am închipuit că un tratat de medicină care însemna specializare într-un anumit domeniu, poate fi o lectură care să-mi facă plăcere sau, în sfârșit, care să fie considerată importantă pentru mine.
Scuze-mă, tu că... nu erai studentă la medicină, asta nu, țin să precizăm. Nu, eu eram studentă la construcții. La construcții, da. Și ajunsesei doar în acest context de a locui împreună, da, undeva, da, la, în gazdă. Nu, nu eram în gazdă, la el învățam. La el învățai. Colegul ăsta al meu avusese un accident și mâna dreaptă era impotentă, așa, cu două degete îndoite, nu știu cum, și scria foarte încet. Și atunci, din prima zi de școală, m-am oferit să iau notițe cu Indigo ca să-i ofer cursurile. Dar pentru că era scrisul meu, am stabilit în timp să învățăm împreună și eram cinci acum care învățam în casă la Dan. Toți constructori, toți ingineri constructori. Eram colegi de facultate. E, și doctorul întreabă cine vrea să citească cartea asta. Era vorba în cartea respectivă despre un tratat al lui Paulescu, vreau să vă spun exact cum se numea ca să nu greșesc ceva, numit Suflet și Dumnezeu în fiziologie. Suflet și Dumnezeu în fiziologie. Deci da. Nu anatomie, ci modul cum funcționează, da, organele. Fiziologie. Da. Și asta era o carte din anii... Asta era o carte publicată în 1930. 30, cam, da, așa aș fi. Da? Și care ajunsese să facă vogă mare de tot, nu numai în România, peste tot. Pentru că era deja pus în discuție un model de predare materialistă în universitățile de medicină din lume. Darwin ocupase interesul internațional, iar Paulescu era cu prioritate și fără nicio paranteză la studiile lui și la cunoașterea lui, un idealist, un om credincios, un om care credea în creaționism și care nu înțelegea deloc cum s-ar putea transforma toată predarea și toată cunoașterea din medicina românească în așa fel încât darwinismul să fie la putere. Îmi cer iertare că te întrerup, draga mea. Mi-ar face plăcere să precizez titlul cărții pentru cei care n-au apucat să-și noteze, da. Și să-l scriu pe pagina mea de Facebook. Da. Suflet și Dumnezeu în fiziologie. Mulțumesc. Crezi că mai este de găsit o astfel de carte? Da, este, este. Suflet și Dumnezeu în fiziologie. Nicolae Paulescu. Fiziologie, scuze, Nicolae Paulescu și zic 1930. Mulțumesc foarte mult! Da. Condiția ca să citesc această carte pusă de doctor a fost, Adriana, citești și comentăm. Noi doi, carte. Sau cu tot grupul. Nu, el ne-a oferit-o, a spus cine vrea să citească. Băieții ăștia erau cei patru colegi de-ai mei, niciunul n-a manifestat... Suflet și Dumnezeu. Da. O femeie. Așa? O femeie. Și când eu am spus eu vreau să citesc, doctorul a spus cu condiția să comentăm. Și comentariile au durat 2 ani. După... Dar erau între profesor și tine, Adriana, sau împreună cu tot grupul de colegi? Asta n-am înțeles. Eu eram unul dintre colegii ăștia și doctorul era tatăl lui Dan, colegului meu, în casa căruia învățam. Și în casa căruia era toată biblioteca Paulescu și toată zestrea lăsată României de profesorul Paulescu. Și atunci tu comentai și ceilalți profitau. Doctorul vroia să discutăm împreună, să vadă dacă am înțeles ce înseamnă sufletul. Okay. Și așa am făcut cunoștință cu... această teribilă cunoaștere a mea sau care m-a bucurat de o veșnicie de ce am... Înțișorul, să nu așa, să nu enerveze. A, așa. Și în felul ăsta am aflat că noi suntem un trup în care locuiește un suflet și nu un... Noi suntem un suflet care locuiește într-un trup. Da. Noi nu suntem trupul. Da. Și mi-a demolat doctorul Angelescu toate credințele pe care le aveam până în acest moment. Eu am avut o copilărie tristă și de departe. N-a fost, cum să spun, o copilărie din care să fi rămas cu cadouri esențiale de astea de cunoaștere spirituală sau de cunoaștere de vreun fel. Mama catolică, tata ortodox, într-o detenție politică 5 ani de zile, lipsind din casă, cu mari probleme financiare și pur și simplu existențiale, la un moment dat n-aveam ce mânca, și am crescut cu frică, cu frică de autorități, cu frică de... încât când am plecat la facultate, fratele meu era mai mic și tata a spus, Adriana, rămâi la facultate dacă voi găsi posibilitatea să vă țin pe amândoi în facultate. Dacă nu se duce el fratele. El era băiat, da, și el trebuia să facă neapărat o școală, iar eu trebuia să mă întorc acasă. Sigur. Din prima zi de școală, scopul
a tot ce am făcut pentru că am ajuns să fac lucruri extraordinare cu mâinile ca să câștig bani, a fost să nu se întâmple chestia asta. Să nu fii luată din facultate, din cunoaștere. Să mă retragă pe mine. Și ai reușit. Da, după cum se vede. Da. Și această teamă că s-ar putea întâmpla o chestie ca asta a făcut din mine un om extrem de disciplinat, care a profitat de orice ofertă. Deci dacă facultatea a avut nevoie de om care să se ocupe de învățământul politic, eu m-am oferit să fac învățământ politic cu colegii mei ca să nu cumva să... Da, să iau niște note în plus. Da, acolo. Da, formidabil. Da. Deci tu ai intrat într-un voluntariat, ai intrat în orice. Eram în stare să fac orice la vremea aia, numai să nu mi se spună nu e locul tău aici. Da. Și citesc deci această carte fabuloasă a profesorului Paulescu, scrisă într-un limbaj destul de aplecat pe medicină, deci nu mi-a fost ușor, cu vocabular alături, și ajung să fac primele discuții cu doctorul Angelescu despre această carte. Am să mulțumesc cât timp sunt în picioare și sunt în viață pe pământ acestui dialog fabulos care a însemnat deschiderea mea către a înțelege ce este sufletul omenesc. Și de acolo încolo am avut acces la toată biblioteca Paulescu. Din această bibliotecă am citit o mulțime de volume pe care doctorul mi le-a recomandat ca să întregească această cunoaștere. Wow! Deci n-a fost numai cartea, au fost dialogurile pe baza cărții. Dialoguri și alte cărți, alt volum pe care l-am citit imediat după ăsta, a fost cele patru patimi și remediile lor. Tot de domnul Paulescu, da. Cele patru patimi și remediile lor. Acum, dacă toți suntem aici, care sunt cele patru patimi? Că remediile probabil că durează mai mult. Nu vreau, pentru că dacă insistăm pe subiectele astea de biografia mea, nu mai ajung să vă spun ce vreau să vă spun asta seară. Și remediile lor. Da. Bun, mulțumesc. Așa. Eu termin facultatea, rămân să lucrez în București și în 72 moare mama mea, cu care am avut o relație extrem de specială și care m-a și anunțat când va pleca din trup și cam ce trebuie să fac eu după ce ea nu va mai fi. Pentru că își închipuia că trebuie să preia cineva îndatoririle ei. Asta a fost o mare povară pe care mi-a lăsat-o când am plecat. Să am grijă de fratele meu, de fratele ei, de tatăl meu, de toți bărbații care rămăseseră fără slujnică, exact. Fără slujitoare. Da. Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut tăria să-i ignor pe toți. I-ai ignorat? Așa, da. Cum? Nu, și să-mi văd de viața mea... Pentru că n-am murit niciunul din cauza absenței lui mama, nu? Nu, deci s-au hrănit singuri, s-au spălat singuri, așa ceva? Am ajuns să mă preocupe în mod foarte special sufletul omenesc și sufletul meu, de fapt. Ajung să fac o căsătorie cum nu se poate de neinspirată, cel puțin, ca să nu mă gândesc la alte feluri de a vorbi despre căsnicia asta, din care se naște o fetiță. Dar în noaptea procreerii acestui copil, o visez pe mama. Care murise deja? Da, murise de 7 ani. Mai erau câteva zile să facă 7 ani. Și care îmi spune așa, ți-am trimis o fetiță, care se va naște peste 9 luni din ziua de care ziua care era atunci, era vorba de o zi din luna mai, și care va fi bucuria vieții tale, pentru că prin ea și prin iubirea pentru ea ai să descoperi toate răspunsurile la întrebările esențiale ale vieții tale și nu prididi să le pui întrebările, să te simți confortabil în prezența unor oameni care pot să te ajute să afli răspunsurile, dar ea va fi motorul pentru care tu vei găsi putere întotdeauna să faci toate lucrurile pe care urmează să le faci. Și așa a fost? Eu, în vis, am spus tare, dar ce-mi spui mie lucrurile astea? Fără să înțeleg în vis că voi deveni mamă. N-am înțeles. Ea mi-a spus să-ți trimit o fetiță, eu n-am înțeles nimic din toată chestia asta. Și mă trezește soțul meu care îmi spune ce tot vorbești în somn, pentru prima oară vorbești în somn, ce s-a întâmplat?
Și atunci am reușit imediat să repet ce mi-a spus mama. Și am visat pe mama care mi-a spus așa și așa. S-a născut copilul, am fost extrem de fericită că am reușit să am un copil. Aveam deja 34 de ani, deci nu mai doream să am un copil pentru că mi se părea că am depășit vârsta la care mi-aș fi dorit să fiu părinte. Și s-a și dovedit că e foarte indicat ca un copil să aibă un părinte tânăr cu care să vorbească, care să-i fie prieten, să poată să ridice orice fel de întrebări, să capete orice fel de răspunsuri. N-a fost cazul la noi. A crescut mai mult singură, pentru că și eu am rămas foarte curând după întâmplarea asta singură. Mai tare Vreau să se audă bine, da. Așa. Și n-am reușit niciodată să fiu, poate, pentru ea prietena de care ar fi avut nevoie. Dar ne-am descurcat. Ce vreau să... Adică încerc să forțez puțin nota, pentru că foarte curând după nașterea, adică curând, na, 6 ani, sunt puțin, să știți, anii noștri, toți anii dintr-o viață sunt foarte puțini. Și atunci, mult puțin când ne referim la vârste, înseamnă mult. Deci 6 ani mai târziu, reîntâlnesc în București un prieten bun care mi-a fost așa, coleg de generală, coleg de liceu, coleg de facultate, fără să știm că am dat examen la aceeași facultate și ne întâlnim în prima zi de școală constanțeni, amândoi, așa, și care în 70 plecase din țară, era stabilit de acum deja în altă parte și venise în România. De fiecare dată când a venit în țară ne-am întâlnit, ne-am iubit, ne-am pupat, ne-am bucurat de moment. Dar eu am avut la nașterea fetei mele o mare problemă, o mare problemă. În București fusese un accident de mașină mare de tot, fuseseră chemați toți anesteziștii și oamenii de terapie intensivă la Spitalul Floreasca, unde erau duși ăștia toți din accident. Mulți, 50 și ceva de oameni erau afectați de accidentul ăsta, încât în momentul în care s-a făcut necesară prezența unui anestezist, necesară o operație care urma să fie post nașterea Ralucăi, s-a încercat să se obțină aceste persoane la spital, a durat foarte mult, se intra, puteam să fac septicemie și să se agraveze situația foarte rău și se propune atunci o intervenție chirurgicală care a durat 6 ore, s-a făcut manual și care a produs probabil pentru mine toate repercursiunile acestei nașteri cu totul specială. Nu intru în amândoi, chiar n-au nicio importanță, dar are importanță faptul că din această experiență am fost într-un fel de comă 2 zile, n-am știut ce s-a întâmplat, am pierdut foarte mult sânge și mi s-au transfuzat atunci 2,5 litri de sânge. Am încercat în anii care au urmat să aflu ce se întâmplă într-un organism în care, la fel ca un transplant, se implantează 2,5 litri de sânge. Da. N-am aflat nici până astăzi, vă spun de la început. Am urmărit cu tenacitate răspunsul la această întrebare și n-am aflat până astăzi. Pentru că sângele pe care îl primim într-o nevoie ca asta nu este sângele unei singure persoane. Da. Este sângele mai multor persoane, este un sânge corectat, chimic. Da. Da. În sfârșit. Dar el păstrează niște influențe biologice care niciodată nu pot fi ignorate, numai că nimeni nu s-a aplecat vreodată asupra acestui subiect și să vadă cum, dintr-o femeie care mi-a plăcut muzica, am cântat la pian, am cântat cu vocea, am fost un om extraordinar de vesel, am devenit după această naștere un om profund marcat de nu se știe ce, deci toată veselia asta pierise, nu vroiam să mai ascult muzica pe care o ascultam și o cântam până la nașterea Ralucăi, pentru că mă emoționa și plângeam și făceam tot felul de... Adică aveam niște manifestări care nu erau ale mele. Oamenii care mă cunoșteau nu recunoșteau personajul în ființa care a devenit. Am înțeles.
Întâlnirea cu colegul ăsta al meu de care vă spun, se numește Liviu, în 84, a făcut ca să fiu prima oară în fața unei persoane care mă știa de când eram mică, mă știa, știa familia, știa, cunoștea părinții și eu cunoșteam părinții lui. Tatăl lui fusese episcop la Constanța și un om extrem de iubit și de respectat în oraș. Și încerc să mă apropii de el pentru că era singura persoană în momentul ăla care știa cine sunt, știa ce-i cu mine pe lumea asta. Da. Așa ajunge această relație să însemne o valoare pentru amândoi. Amândoi eșuasem serios de tot în căsniciile pe care le aveam, eu aici, el în capătul alt al lumii. Da. Și aflăm atunci că ne-am căsătorit în aceeași zi. Că în data de 13 octombrie, când avusese loc căsătoria mea, fusese cu niște ani mulți în urmă, da? Fusese și căsnicia lui. În același an. În același an. Fără să, și de aici o serie întreagă de alte coincidențe pe care vreau doar să mă credeți că ele au existat, da. Sunt extraordinare, extraordinare. Da? Și care întâi ne-au amuzat, după aia ne-am străduit să le ținem minte, după aia să încercăm să înțelegem ce-i cu ele și ce se întâmplă cu noi, cine suntem noi unul pentru celălalt. Momente de cădere psihică teribilă, de implicări profesionale grozave, cu responsabilități teribile și într-o parte și într-alta se întâmplau chestiile astea, așa încât când ne întâlneam, venea foarte des în România, dar când ne întâlneam, aveam să ne spunem, eu spuneam câte ceva, el spunea aproape același lucru tradus într-o viață care se desfășura în alt loc de pe pământ. În 89 ne decidem, 89-90, poftim, nu 89, să facem împreună în România o firmă. O firmă care să însemne instalații de construcție, am făcut amândoi. Instalații de construcție. Da, da. Să însemne instalații de construcție. Eu m-am bazat pe trăirea într-o țară capitalistă, experiență de 20 de ani, acum știu că Dumnezeu nu era chiar 20 de ani, dar în sfârșit cât trecuseră de când... A lui. Da, da, te-ai da. Bazat pe el. Și că am pe cine să ascult, de vocea cui să țin cont și că nu se poate decât să fie foarte bine. N-a fost așa, pentru că niciunul știm, n-am putut să ne închipuim că capitalismul ăsta românesc, nici nu mai vine să-i spun astfel, poate să fie cu totul și cu totul altceva decât a însemnat undeva în lume sau oriunde în lume principii capitaliste de funcționare a unei economii. Încât în 3 ani de zile inflația și toate repercursiunile unei inflații teribile, teribile, care ajunsese la 300%, da? Să dea peste cap orice fel de raționament și de gândire pentru ziua de mâine. Da. Chestia asta ne-a apropiat și ne-a îndepărtat. Pentru că eu am așteptat tot timpul ca el să vină în România și să preia conducerea acestei firme. Eu nu m-am simțit în stare niciodată să conduc 16 șantiere în București. Câte? Atâtea am avut la un moment dat. Simultan? Deci, da, da. Cu participări de licitații, cu procurări de materiale care astăzi le cumpărai cu un preț, mâine le vindeai cu de 3 ori prețul. În sfârșit, a fost o zbatere și o bătălie extraordinară pentru existență. Da. Dar tot nutream speranța că, domne, trece chestia asta și se liniștesc lucrurile și vom ajunge să beneficiem de credința și de buna credință, da? că suntem în top cu ceea ce făceam. N-a fost să fie așa. Sforile care s-au tras și care au însemnat beneficiu pentru cei care puteau să o facă. Așa. Pentru cei care puteau să, cum să spun, să devină nu prin forțe proprii, să devină pentru că erau copiii unor familii de acum suspuse, erau
Deci vorbește despre corupție, da. Vorbește despre niște distorsionări. Încă nu îi puteam spune corupție, nu înțelegeam că este vorba de corupție, dar mă luptam cu niște, entități energetice nevăzute, nu înțelegeam nimic. Nu înțelegeam de ce pierd licitații când știam valorile cu care am intrat într-o licitație și de ce a fost ales altcineva. În sfârșit, s-au adunat ca niște grave poveri chestiile astea. Și în 97 mă îmbolnăvesc grav de tot, fac un ulcer perforat în pancreas și în ficat. Chestia asta mă duce în spital, o operație gravă de tot, care se soldează cu o comă de 12 zile. De fapt, n-am făcut o singură operație, am făcut în timpul acestei come 4 operații în total, da? Cu probleme grave ale corpului fizic, de care aș minți să spun că am știut. N-am știut decât mult timp după ce s-a terminat tot spectacolul ăsta, dar absolut în momentul în care am început să înțeleg ce s-a întâmplat cu mine, mi s-a părut extraordinar că am reușit să trec fără să dau colțul. Pentru că înțelegeam pentru prima oară că este foarte nemare nevoie când intri într-o comă de asta să vrei să trăiești. Și am vrut și eu să trăiesc. Nu pentru mine, nu pentru copilul meu, nu pentru această relație. Am realizat la un moment dat, într-un moment ăsta de trezire, că mormântul părinților mei de la Constanța este necunoscut copilului meu, că nu va ști să se ducă acolo să aprindă o lumânare și că eu trebuie să trăiesc ca să aduc în București osemintele părinților mei. Mi s-a părut, când am înțeles mai târziu, că asta a fost forța pe care am primit-o sau nevoia de care aveam... Motivația de care aveam nevoie ca să pot să ies din starea fizică foarte proastă pe care o aveam, nu-mi venea să cred că este nevoie să dorești fierbinte de tot, cu toată ființa ta, ceva ca lucrul ăla să se poată. Da. Numai astfel de lucruri pot să prindă viață. Da. Așa am reușit să trec prin toată chestia asta și să ies din spital. Un om handicapat, pentru că la un an de zile puneam prima plasă mare de tot pe abdomen, la câțiva ani a doua plasă, probleme grave de tot de sănătate care au rezultat din această chestie, dar acum învățasem lecția. Acum știam și n-am mai uitat niciodată până astăzi că din orice situație gravă ajunge să o trăiască un om, se iese dacă în față ai un obiectiv foarte important, dar un obiectiv care să nu-ți hrănească sufletul, să nu-ți hrănească trupul, da. Să-ți hrănească sufletul, da. Și să te împlinească sufletește, să-ți rezolve o problemă sufletească. Da. Acest perioadă de bâlbâială așa din viața mea, în care nu știam dacă vreau să mai trăiesc sau nu vreau să mai trăiesc, pentru că era evident că trebuie să trăiesc cu niște tare ale corpului fizic, cu niște neputințe ale corpului fizic care nu-mi plăceau deloc, mi se părea... Deci am fost un om care am făcut sport mult, am fost ghid BTT, am fost ghid BTT însemnând un ghid de turism privat, care mi-a făcut foarte mare plăcere până m-am căsătorit. O mulțime de lucruri am făcut care acum mi erau interzise printr-o neputință fizică. Nu mai găseam că e valoroasă viața mea în felul ăsta. Mi se părea că ceea ce urmează să fac este doar o obligație, o datorie. Puneam copilul în față tot timpul ca să mă simt mai serios implicată în nevoia de a trăi. În acest timp, nu știu, probabil că femeia prea, prea serios afectată de muncă și de oboseală fizică și psihică, a cedat spunând nu-l mai vreau nici pe el, nu mai vreau să-l văd, nu mai vreau, n-a putut să vină la timp să-mi fie de folos, să fie alături când a fost cel mai greu, da. Acum nu-l mai vreau deloc. Și am manifestat în fel și chip prostia asta, până când întâmplarea este fabuloasă.
Întâmplarea aceasta este fabuloasă în viața mea. Mă izolam vara într-un loc în Breaza, unde trăiam foarte singură, între 15-20 de oameni, dar foarte singură, locuiam separat. Scriam foarte mult, puneam pe hârtie, scriam poezie, făceam tot felul de lucruri pentru sufletul meu așa. Și adorm într-o zi, într-un fotoliu, în șezlong, în curte. Și mă trezesc cu mama care mă apăsase pe umărul stâng, așa, și îmi spunea, scoală-te, scoală-te, că am să spun ceva. Dacă nu vei relua în această viață relația cu Liviu, să împliniți planul divin al vieții tale, în următoarea viață o iei de la capăt și, și reiei toate problemele pe care le-ai avut în această viață și care te-au împiedicat să fii alături de el. Mie îmi cădea și bine chestia asta, mă despovăra și îmi dădea o soluție pentru ziua de mâine, dar și mă punea în fața unei eventualități pe care nu simțeam că vreau să o acopăr, că îl vreau lângă mine, că vreau să se întoarcă în România, că vreau ceva de la el. Familia lui de unde era se dizolvase și aia. Nu stătea nici alături de copilul lui, se născuseră nepoții lui, așa cum și eu aveam copil în perioada asta. Da. Se reproduceau, dacă vrei, în oglindă, datele vieții mele cu ce se întâmpla în viața lui. Era la fel de debusolat și de nemulțumit de existența personală cum eram și eu aici. Urma să mă angajez, să vreau să pot chestia asta, da? Să dobândesc un prestigiu profesional. Și ajung la o firmă particulară, foarte importantă, care a făcut o lucrare teribilă în România, alimentare cu apă și canalizare, 2000 de sate. Din 2000 de sate astea au ajuns să fie realizate până la urmă vreo 500 și ceva. Deci a fost o utopie, intenția, dar când spun alimentări cu apă și canalizare, de la surse de apă până la ultimul element al evacuării apelor uzate, tot ce înseamnă chestia asta pentru niște localități izolate, care n-au avut neam de neamul lor decât din fântână de la 50 de metri adâncime apă potabilă. Chestia asta a făcut, această lucrare a făcut să fac în perioada ultimilor ani de profesie, și șantier, și proiectare, și previzionare de parametri de funcționare ai localităților astea. O muncă extraordinară pentru județele din nordul țării, toată partea de est și nord, așa, aproximativ o jumătate de țară, fără Tulcea și astea din sud, dar restul, toată așa. Chestia asta, care a însemnat așa, să lipsesc de acasă, să nu mai fiu mamă nici pentru copilul meu, să am o mulțime de nemulțumiri de astea profund personale, de neîmplinire, așa, și în timpul ăsta să resping și relația cu el. Până s-a întâmplat acest episod de care am povestit, în care mama a spus, bagă-ți mințile în cap, că nu vrei să te mai întâlnești cu el, nu vrei să realizezi planul divin, și apare pentru prima oară în viața mea noțiunea, da? Plan divin al vieții tale, în următoarea existență o iei de la capăt. Și din momentul ăsta eu am început să mă ocup de tot ce înseamnă planul divin al vieții. Cum? Cum, Adriana, ai început să te ocupi? Ai început să citești? Am început întâi să citesc, dar am avut o șansă extraordinară să cunosc o doctoriță care face regresii hipnotice și care, școlită foarte serios, cu acreditare pentru această activitate. E doamna doctor care a fost la acel inițiator al metodei, da, la Michael Newton, da, care a murit de mult. Da, noi facem reclamă că a murit de mult Michael Newton, da. Da. Un om extraordinar, un om extraordinar, și care, când m-a auzit că eu vreau să fac o regresie hipnotică pentru că îl caut pe Liviu, îl caut în trecutul existențelor mele. Și dar pentru ce vrei să faci chestia asta? De ce ai nevoie să afli?
pentru că eu m-am simțit într-așa un fel legată de omul ăsta, încât vreau să știu cărui fapt se datorează această legătură. N-am putut nici să-i refuz vreodată ceva și nici să fiu de acord cu fantasmagoriile sau visele pe care ori el, ori eu le aveam, dar care însemnau o construcție de viitor împreună. Și atâtea contradicții erau în interiorul meu legate de personajul acesta, încât am spus, nu se poate. Ceva mă face să cred că există sau a existat dintotdeauna pentru mine în alt fel. În alt fel? În alt fel, da. Și că legătura asta, conversația asta sau mesajul ăsta de la mama era evident ceva care nu se manifesta în raport cu această viața mea în care n-am vrut, n-am putut. Nu, era ceva care trebuia să mă ducă în trecut. Da. Și îi spun doamnei doctor ce cred despre chestia asta. Dânsa mă încurajează să încerc această investigație, pentru că majoritatea persoanelor care veneau să facă regresie hipnotică doreau să facă chestia asta căutându-și lecuirea unei boli, unei traume, da, unui motiv medical, da, pe care medicina nu reușea să-l stăpânească și, da, să-l rezolve. Da? E, în condițiile astea, eu intru în prima regresie și mă trezesc undeva în Grecia, o femeie săracă cu un bărbat plecat pe mare, cu mai mulți copii, dar care nu erau acasă, erau copii mari, și un copil mic, care avea 7-8 ani și care era lângă mine. Eu eram foarte bolnavă, neputincioasă să văd de copilul ăsta, și regresia este condusă în așa fel încât mă întreabă doctorița, vrei să ne apropiem de momentul plecării tale din trup în această existență? Eu zic da, pentru că simțeam că ăsta este cheia acelui moment în care eu trebuie să mă despart de copilul ăla mic, să văd cine este copilul, da? Și îl regăsesc pe el, pe Liviu, copilul meu în această existență. Da. Deci actuala ta relație din această viață, da, se dovedește, da, a fi un copil pe care l-ai părăsit, da, volens nolens, da, că ai murit. Iar eu am mai fost mama lui în alte 3 existențe pe care le-am vizionat. El mereu fiul tău și tu mereu mama fiu lui. Fiu sau fiică, da, a mea. Da. Am să fac o paranteză, să vă spun tuturor celor care nu știți nimic despre regresii și despre experiențele astea, felul în care alegem să trăim diverse feluri de experiențe în decursul vieților noastre, vrem doar să întregim o șansă pe care ne dă întruparea, viața pe pământ, viața în trup, de a experimenta orice, absolut orice. De viață de femeie, de bărbat, de om bogat, de om sărac, de un intelectual de mare clasă, de un cerșetor la ușa unei biserici, de orice, ca să reușești în final, atunci când cu surile și trâmbițe te retragi definitiv din acest lanț al întrupărilor, să știi sau să simți că ai experimentat sau tot ce te-a dus capul ca să cunoști viața în trup, ai reușit să faci. Sigur că această cunoaștere este pentru fiecare altceva, funcție de imaginație și de profilul pe care reușești să-l ai, profilul intelectual vorbind, sau lipsa de tot a acestui profil într-o viață, poți să nu-ți dorești nimic. Da. Poți să nu-ți dorești, da, nimic. Da. Dar se vrea de la fiecare ființă întrupată ca noi, ca la final să fi consumat la cel mai înalt nivel tot ce te ducea capul, tot ce te pricepeai, toate experiențele de care considerai că ai nevoie ca să știi. Da? Fără a le împărți sau judeca, da, în bune sau rele. Îmi cer scuze și fac o paranteză. În această primă experiență de regresie hipnotică, aflasem de la doctoriță, înainte să intru în regresie, că există posibilitatea întâlnirii cu ghidul personal al fiecăruia. Nu știam nimic despre această entitate energetică. Atunci mi-a explicat. Avem fiecare 7
personaje energetice care, de-a lungul tuturor vieților noastre întrupate, ne sunt alături, câte unul dintre ei. Dar pentru ca ăla să fie cel de care avem nevoie într-o viață, ei colaborează, își transmit informații. Unul este un fost artist de mare clasă, altul este un om care a traversat toate întrupările într-o lucie sărăcie. Cunoaște în profunzime ce înseamnă sărăcia. Ălaltul cunoaște ce înseamnă să fii, de exemplu, un inginer de excepție. Altul are o experiență literară, a fost om de litere. În sfârșit, acoperă cu 7 persoane astea, ființe energetice, acoperă o integralitate de domenii, da, de cunoaștere umană. Dar pentru fiecare existență a noastră, unul din cei 7 este comunicator. Este personajul cu care, dacă vrei, într-o hipnoză regresivă, poți să te întâlnești. Eu când am auzit chestia asta, zic, asta este. Cu ce scop? Asta vreau. N-am fost în stare să întreb chestia asta cu ce scop. Înțelegeam doar că este posibil ca să mă întâlnesc cu o entitate căreia pot să-i pun întrebări și care poate să-mi răspundă la... Când am înțeles chestia asta, mi s-a părut extraordinară. I-am spus doctoriței imediat, nu mai vreau nimic altceva, eu vreau să vorbesc numai cu el. Pentru că înseamnă că el știe despre mine mult mai multe decât... Bun, fără să înțeleg că, de fapt, dintre ei 7, ei se schimbă ca ghizi ai noștri, că cea mai importantă valoare a cunoașterii pe care o au asupra noastră se raportează la un moment în care, ca suflet, înainte de a ne întrupa, facem planul vieții în care urmează să intri. Cu toți 7 sau numai cu unul la rând? Eu pe el l-am întâlnit ca fiind personajul care m-a ajutat să fac acest plan. Și planul, ce înseamnă planul? Înseamnă conștientizarea datoriilor pe care le ai și cu care vii din celelalte existențe. Ai greșit, fiecare greșeală se plătește într-un mod karmic sau un mod pe care l-ai ales să fie plata greșelii respective. Când faci abstracție că ești dator și de prea multe ori uiți că trebuie să plătești, atunci se transformă într-o îndatorire karmică. Aia nu mai este de târguială și de vrei, nu vrei. Aia trebuie să o împlinești și câteodată trebuie să o împlinești cu sacrificiul unei întregi vieți care nu mai răspunde dorințelor tale și nu face altceva decât să te determine să plătești chestiile pentru care ești dator. Ok. Deci eu îi spun că vreau să-l cunosc pe el și prima întâlnire cu acest personaj, după ce am văzut scena cu mine pe patul de moarte, cumva și copilul ăsta care urma să rămână nu singur, pentru că el mai avea 3 frați care erau mult mai mari decât el. Dar eu eram mama îndoită de potența celorlalți de a-l educa pe ăsta, de a-l crește pe ăsta, de a fi pentru el și părintele care dispărea odată cu mine. Sigur că da. Tata oricum era mai mult lipsă că era pe mare și așa se câștiga existența familiei. Bun. Și vine momentul în care să mă întâlnesc cu ghidul. Și chestia asta s-a întâmplat așa. Acum eu vă spun vouă tuturor ceea ce vă voi descrie eu acum, că am semnat imaginea pe care am avut-o pentru acest personaj la prima mea întâlnire cu el, este falsă. El a folosit această imagine ca să-mi fie mie familiară întâlnirea. Ei știu despre noi atât de multe lucruri, încât atunci când îți dorești o întâlnire cu ghidul personal, caută să te șocheze cât mai puțin. Caută să nu-ți producă o stare de emotivitate specială. Caută să îți devină prieten, dacă se poate, din chestia asta. Ori eu vedeam așa, o perdea de tiul bleu-gri în fața mea, bătută de un vânt. Deci o perdea care se mișcă. Și în spatele acestei perdele, un
bărbat, acum vreau să vă spun ceva, ghizii noștri nu sunt niciodată nici bărbați, nici femei. Ei sunt niște entități androgine care se manifestă ca bărbat sau ca femei, funcție de ce sex avem noi în această întrupare și ce nevoi are sexul pe care îl avem de răspunsuri. Așa. Deci el era cu spatele la mine, un bărbat cu părul lung, așa aproape până pe umăr, ondulat, și de la care vedeam, se întorcea capul din când în când și mi se părea că văd un semiprofil. Așa. Okay. Dom'le, șocul a fost extraordinar în clipa în care a început să vorbească. Așa. Pentru că vorbind a luat vocea lui Liviu și s-a manifestat în această primă întâlnire a mea cu el, ca și cum ar fi fost Liviu tânăr. Deci Liviu este un bărbat brunet cu păr ondulat și din spate era profilul, era trupul ăla. A folosit această imagine ca să-mi fie familiară, să nu mă sperii, să-mi fie apropiată. Dar m-a impresionat atât de tare că am început să plâng rău de tot. Toată regresia este de aici încolo până la sfârșit și mai durează o oră și ceva toată chestia asta. Hohotind de plâns, de-abia se înțelege ce vorbesc, pentru că vreau să înțelegeți că nu ești decât conectat la această realitate pe care o retrăiești și simți că retrăiești niște momente de astea, dar conversația cu ghidul mi se părea acum lucrul cel mai important pe care trebuie să-l manifest, să se întâmple în această regresie. Și mă întreabă ghidul, vrei să mergi mai departe, să afli și altceva despre tine și despre copilul tău? Și eu spun da. Și apare a doua, în aceeași regresie, a doua viața mea pe care o văd. Era noapte, se aud niște eu eram în pat cu copilul lângă mine, un copil de 11-12 ani, un băiat, și se aud niște zgomote afară. Și eu în cămașă de noapte ies afară și pe stradă era un fel de scandal, așa, o agitație de oameni. Îmi este frig, încep să tremur așa și mă întorc în casă, iau copilul în brațe. Din această viață, iarăși aproape identică cu cealaltă, o femeie necăjită, cu trei copii, celelalte două erau fete și erau și de data asta mai mari decât copilul ăsta, îl reîntâlnesc în toată povestea asta, ca fiind un personaj despre care o să vorbim după pauza publicitară. Mulțumesc, te rog să nu-ți uiți ideea, este absolut fascinant ceea ce povestești. Pauză publicitară, venim imediat înapoi. Bună ziua! Sunt Grig Oprea și mă bucur, în numele Academiei Ars Moriendi, să vă invit la o conferință cu totul deosebită, ținută de domnul Marius Ghidel, scriitor și conferențiar de mare succes din România. Conferința noastră, care va avea loc online, mai exact pe Zoom, se va ține în ziua de sâmbătă, 20 iunie 2020, va dura 4 ore și va începe la orele 10. De câte ori n-ai auzit expresia oricum nu știm ce se întâmplă după moarte, căci nu s-a întors nimeni să ne povestească. Am încheiat citatul. Așa am crezut și eu, până când l-am cunoscut pe domnul Ghidel. Ei bine, dânsul a fost acolo. Se pare că de vreo 100 de ori. Știe exact ce a trăit, ce a văzut, are amintiri foarte clare și trăiri foarte clare.
Motivul pentru care te invit la această conferință este unul dublu. Te asigur că informațiile pe care le vei auzi și răspunsurile la întrebările tale, care ți se vor da particular, te vor clarifica mental, dar te mai asigur de un alt lucru, probabil mult mai profund și mult mai transformator. Simplul fapt că vei fi în energia domnului Ghidel, ai să simți că îți transformă în bine viața. Dar cel mai bine ar fi ca acum să-l las chiar pe domnul Ghidel să vă spună câteva cuvinte. Bună ziua, sunt Marius Ghidel și mă bucur că vă invit la conferința mea Mărturii din lumea de dincolo. Vom aborda teme de care cred că toată lumea este interesată. Se spune că oamenii nu revin din lumea de dincolo și nu știu cum este structurată. O să vă povestesc o parte din experiențele mele care arată că lumea aceasta are realitate fizică și participă la viața noastră continuă. O voi vorbi despre naștere, cum are loc intrarea în viață, cum ar trebui să fie viața ca să avem bucurii și fericire și să ne asigurăm de un moment al ieșirii din corp și al morții cât mai liniștit. Vă așteptăm împreună cu Academia Ars Moriendi la conferința noastră de pe Zoom. Vino și te vei convinge. 20 iunie, de la ora 10. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin Organismul de Evaluare a Conformității Produselor, notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Trăim rapid și intens. Nu mai avem timp să ne punem și semne de întrebare pentru sfârșitul inexorabil. Ce este moartea clinică? Este un fenomen atipic? Un miracol sau scepticii au dreptul să se îndoiască? Este sufletul nemuritor? Platon spune că persoana noastră este o substanță nemuritoare prin natura sa, numită suflet. După moarte, sufletul se duce la alți zei să dea socoteală. Socoteală pe cât de mângâietoare pentru cel bun, pe atât de plină de spaime pentru nelegiuit. Fenomenul există, dar ce și cât știm noi despre el? Am avut un stop cardiorespirator. Am făcut infiltrații, în urma infiltrațiilor, am făcut șoc anafilactic și un stop cardiorespirator. Am făcut al doilea infart. La 23 de ani s-am împușcat. Eu consider că nașterea ar fi fost ca o poartă care m-a ajutat să călătoresc acasă. Eram o mică steluță, eram așa ca un punctișor din care ieșeau irizații. S-a desprins și încerca să urce încet, încet în sus. Două prezențe benefice, pot să spun, știu că m-au prins de mână și au zis: e momentul să plecăm. Moartea clinică este moartea din care persoana respectivă poate fi resuscitată, își revine,
Deci nu este o moarte completă, în timp ce moartea biologică este o moarte completă din care orice manevră medicală nu mai poate resuscita persoana respectivă. Aceste studii de caz au întrunit toate elementele unei experiențe de moarte iminentă. Sentimentul religios este în noi. Noi nu putem trăi pentru că noi, într-un fel, trăim două vieți paralele. Zice, întoarce-te și fă numai bine. Atât. Ne dorim să-ți fim aproape la nevoie, așa că ne-am extins pentru a-ți putea veni în ajutor. Ce are Parângul Petroșani prin nou deschisă agenție din Arad, vă oferă cu un minim de cerințe pentru creditare, o gamă diversificată de împrumuturi cu dobânzi atractive și în cele mai avantajoase condiții de pe piață, rate fixe și oportunități de refinanțare. Vă așteptăm la noua noastră agenție deschisă în Arad, pe strada Aurel Vlai cu numărul 6076, blocul 6, scara B, apartament 10, aparter. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0357100116 sau 0723354345. Ce are Parângul? Soluția eficientă pentru fiecare! E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Trăiește curat, colectează separat. Ne dorim localități care strălucesc de curățenie, dar pentru asta trebuie să învățăm să colectăm separat. Este foarte simplu, dacă vrem. Sunt trei tipuri de recipiente. Pupela galbenă, sacul galben, pentru deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite, deșeuri reciclabile din material de tip plastic, metal și lemn. Clopot verde, pentru deșeurile reciclabile din material de sticlă albă sau colorată, pupela neagră pentru deșeuri reziduale. Biodeșeurile produse în gospodării vor fi tratate prin compostare la locul de producere, în gospodăriile dotate cu unități de compostare individuale. Deșeurile colectate de Braicada sunt transportate la centrul de colectare deșeuri din DETA. Asocierea SC Braicada SRL, Libro Event SRL, prin operatorul Braicada SRL, cu experiență de 20 de ani în domeniul colectării separate a deșeurilor, operează în județul Timiș, în zona 3 DETA. Braicada, din respect pentru resurse. Campanie de informare și conștientizare derulată de Asocierea SC Braicada SRL, Libro Event SRL, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. Oh,
Am revenit și eu sunt curioasă să ascult continuarea. Bineînțeles, doamna Adriana Zaharescu nu-și pierde ideile, știe exact unde a rămas. Dar dăm voie să spun în primul rând mulțumesc pentru aceste minunate comentarii. Înțeleg că această emisiune este pe placul multor domni, nu știu, dar în orice caz doamne. E bine. Promit că n-am să o las pe doamna inginer să plece din studio fără să ne promită că va mai veni. Eu cred că, vei mai veni, nu-i așa, Adriana? N-am timp să vorbesc. Nu are timp să vorbească oricum despre toate. Și înainte de a termina ce am de spus, deci ultimul punct este următorul. Îmi cer scuze pentru o micuță neconcordanță. Am scris aici undeva că vom vorbi despre viețe anterioare. Vom vorbi, nu-i așa, dar nu astăzi. Da. Nu, am să vorbesc și astăzi. Da, dar esența este că astăzi doamna Adriana Zaharescu va folosi ora care ne-a mai rămas la dispoziție pentru a vorbi despre subiectul dânsei preferat, care se cheamă Suflete gemene. Suflete gemene. Și cu asta eu m-am retras din discuție. Cu cât mai mult tac, cu atât e mai interesantă emisiunea. Adriana, unde ai rămas, te rog? Da, eu acum descriam a doua existența mea pe care am văzut-o în prima regresie pe care am făcut-o. Și la fel ca și în cealaltă, o mamă care știe. Și vreau să înțelegeți chestia asta. De puțin timp în viețile noastre, noi nu mai știm când trebuie să o luăm din loc. Când plecăm. Când murim? Cu ani mulți în urmă, când toată tehnologia de astăzi lipsea, când toată informația asta era ocupată de alt model de informație pe care îl aveam, așa cum vorbeam cu tine și spuneam că făceai o rugăciune când mâncai un măr și mulțumeai copacului și lui Dumnezeu că ți-a îngăduit mărul ăla. Da. Pe vremea aceea știam când plecăm. Știam să ne rânduim plecarea, să pleci conștient. Toată lumea se străduia să plece cât se poate de conștient. Știau oamenii asta? Numai așa poți să vii în următoarea existență sau altă dată, amintindu-ți cunoașterea pe care ai dobândit-o. Altfel, treci prin poarta asta, este metaforic vorbind, da? Prin poarta asta uitării și s-a terminat. Te întorci și o iei de la capăt. Deci de asta este important să murim conștient? Să mori conștient, da. Mulțumesc foarte să mult. Să mori conștient. Și... Deci în această existență a mea, care nu are rost acum să vă fac vouă ca o patrat să vă spun, că, nu, dar eu am aflat și cam în ce etape de-astea calendaristice omenești s-au întâmplat. În ce perioadă istorică. Da, s-au întâmplat viețile astea, dar nu are nicio importanță în ce țări, pentru emisiune. În ce loc? Da, asta a fost a doua întrupare a mea, era în Turcia. În Turcia. Vreau să vă spun că, trăind în Constanța, mi-am dorit întotdeauna să văd Turcia, să văd Grecia, să văd Grecia. Bănuiesc că am mai făcut și alte existențe prin Grecia, pentru că am ajuns în Grecia să calc prin locuri pe unde știam că am mai fost. Ai avut deja vu? Da. Știam că am mai fost. Mă uitam cum s-au transformat locurile alea și ce frumoase și curate sunt acum, pentru că Grecia este dată cu var. Toată este vopsită cu alb și cu albastru și este extraordinar de frumos. Și pentru... nu fusese mereu așa de curată. Nu, n-a fost așa. Și era mult mai verde decât este acum. Deci, da. Fantastic! Viața așa de oameni trăiți în spatele unui coș de pește pescuit în mare la vremea aia era fabuloasă. Toți oamenii trăiau la fel. Adică ce te distingeau între familii erau copiii. Cum reușeai să scoți din copii altceva decât erau părinții. Extraordinar. Trebuie neapărat, că nici nu cred că ne va ajunge o a doua emisiune să parcurgem toate viețile tale și toate amintirile tale, dar hai acum să ne focalizăm, te rog, pe sufletele gemene. Deci eu mă despart de acest al doilea copil al meu, iarăși mic, Și revin pe subiectul ăsta pentru că are foarte mare importanță pentru felul în care eu, femeia de astăzi, m-am raportat la acest bărbat. N-aș fi spus niciodată cuvintele astea, că m-am raportat ca o mamă și că durerile lui, suferințele lui, neîmplinirile lui le-am simțit ca o mamă. Nu am fost femeia care alături de care se întâmplau lucrurile astea de la bărbatul iubit. Nu. Multe dintre întâmplări le-am trăit ca mamă.
Și de foarte puțin timp mi-am dat seama de chestia asta. Cu câți ani în urmă ai făcut aceste regresii care să te clarifice? Păi am început din 2015. Deci de 5 ani. Și în total am făcut 6 regresii hipnotice care m-au condus în niște locuri fabuloase, așa ce am aflat. Dar eu în această emisiune, ca să vă stârnesc și pe voi, vreau să vorbesc despre ghidul ăsta al meu, pe care am primit permisiunea să-l numesc și vă spun și vouă numele pe care eu i-l-am dat, se numește Emen, și a asumat acest nume. Ghizii noștri nu ne vor transmite un nume niciodată, deci noi putem să-i numim cum vrem sau cum simțim, nu știu, că doamna doctor cu care am făcut regresia mi-a spus, întreabă-l cum îl cheamă. Și știind, da, că ei nu îți dau un nume și că tu trebuie să le propui până la urmă un nume. Și așa am ajuns să îl numesc, nu știu cum, pentru că eu nu mi-asum, eram în timpul regresiei, deci nu eram conștientă când am spus numele lui, da? Dar eram atât de sigură că ăsta este numele lui. Am găsit ceva, un munte, am găsit ceva geografic de curând și m-am gândit la tine, că se numea Emen și zic, uite, ca ghidul tău, că eu știam cum îl cheamă. Da. Da, nu știu, eu n-am căutat. Un ghid turistic. Am să caut. Da. Din momentul în care mă adresam acum direct și spunându-i, eu vreau să aflu din regresii cele mai semnificative întâlniri de viață, din vieți anterioare ale mele cu Liviu, ca să pot să-mi justific trăiri din această viață pe care altfel nu pot să le recunosc ca fiind ale mele. Eu am fost un om care nu am acceptat niciodată ca bărbatul să îmi fie superior, să fiu superioară bărbatului. Am tratat cuplu, perechea de oameni care consimt împreună să trăiască o viață, de pe picior de egalitate. Mi s-a părut, așa e firesc. Mi s-a părut extraordinară conlucrarea asta feminin-masculin, care se naște în fiecare dintre noi odată cu prima întrupare pe care o facem pentru a veni. Explică-ne, te rog, cum spui asta? Nu înțeleg. Deci eu am să vă spun acum un episod, ăla primul, în care eu ajung să fiu împreună cu Liviu, venim la prima întrupare, ca pereche de suflete gemene. Dar vă spun în paralel cu chestia asta că sunt rare de tot perechile de suflete gemene și că majoritatea perechilor sunt perechi de suflete, perechi, da? Care trebuie să se întâlnească de nenumărate ori în viața terestră, care de fiecare dată au roluri diferite, deci pot avea același sex, pot avea aceeași vârstă, pot avea unul să aibă 90 de ani și altul să aibă 70 de ani, dar se întâlnesc, toate perechile se întâlnesc în toate viețile lor cu roluri diferite, acoperind până în final o gamă de roluri care face cunoașterea aia de care se spune că nu îți dă voie felul în care este rânduită lumea să te întorci la tatăl decât în clipa în care cunoașterea ta este completă. Oh, Doamne. Dar nu mai ai de pus întrebări. Ce înseamnă nu mai ai depus întrebări? Înseamnă că, ajungând în lumea aia pe care astăzi nevăzută pentru noi, poți să alegi, să-ți alegi un rol. Mie rolul lui Emen mi se pare extraordinar, dar este un rol mic, este un rol inferior, poți să alegi roluri foarte importante acolo, poți să alegi să studiezi domenii pe care ți le-ai dori foarte tare să le înfăptuiești sau să completezi o cunoaștere și o nevoia ta, cât timp ai fost în trup și n-a fost posibil. N-a fost posibil pentru că tehnica nu ți-a permis, pentru că situația financiară, materială și nu știu ce nu ți-a permis, pentru că n-ai fost suficient de inspirat ca să dorești din când în când îmbunătățirea unui nivel de cunoaștere în domeniul respectiv. Ori pentru mine această primă întâlnire cu Emen s-a transformat într-o trăire până la următoarea regresie, am făcut-o foarte repede, pentru că mi-era dor de Emen, puteți să râdeți, da? Mi-era dor de conversația aia în care eu urlam de plâns, da. Și care pentru mine suna vocea lui Liviu. Am să fac o paranteză să vă spun că cele mai importante întâlniri din viața mea cu oameni, da? Această viață,
au avut la bază un mod de percepție al vocii acelor persoane. Și acum, pentru că Emen a ales ca vocea lui să fie vocea lui Liviu în proporție de 90%, au fost și niște inflexiuni pe care nu le-am recunoscut ca fiind ale lui Liviu, dar în orice caz, faptul că a dorit să mă impresioneze cu chestia asta mi s-a părut extraordinar. Da. Deci din această a doua existență a mea, în care din nou sunt mama lui Liviu, ies în curte într-o zi în care el era afară, își strânsese niște pietre cu care construia ceva, nu știu ce făcea acolo, pentru că avea niște aranjamente de-astea făcute cu pietrele pe jos. Eram în spatele lui, îi urmăream construcția asta și îmi era foarte rău. Și intru în casă și mă despart de el, mor, da? E, doamna doctor consideră că este bine ca eu, suflet, intrat în această regresie, să devin consultantul sufletului care trebuia să părăsească trupul acestei femei și să întreb dacă pot să-i fiu de folos cu ceva la momentul în care se desprinde de trupul femeii pe care care îl găzduise. Dar nu ești același suflet? Dom'le, asta a fost dilema mea în, da, această regresie. Deci, sufletul are niște aspecte. Nu sunt aspecte. Sunt niște multiplicări, da, de reprezentativitate în această viață și lasă câte o bucățică din ce a fost suflet, așa, în toate viețile și în toate existențele prin care a trecut. Încât în momentul în care, asta am înțeles eu, să nu luați de bun acum ce vă spun eu, pentru că e posibil ca fiecare să ajungă la un adevăr al lui sau care să-i fie lui necesar pentru finalul întrupărilor. Da? Atunci când ajungi la final, se consumă acest suflet și rămâne doar spiritul care a permis întruparea de fiecare dată. Deci de fiecare dată când sufletul se așează într-un trup, el este o bucățică din întregul care înseamnă sufletul ăla care ia naștere prima oară. Și poți acum să repeți, te rog, această propoziție? Când spiritul iese din trup, este doar o bucățică? Când sufletul iese din trup, ca să se sfârșească o existență de-a noastră, atunci el traversează tot spațiul ăsta. Nu e bine spus, că eu nu vreau să mă refer la spațiu, la timp și ca la niște dimensiuni care sunt consacrate și în lumea cealaltă. Nu. Să știți că nu sunt consacrate, da, în lumea cealaltă. Timp. Nu există timp în lumea cealaltă, nu există trecut, prezent și viitor. Nu există o mulțime de noțiuni de care noi ne folosim în această existență ca să putem să vorbim despre viața noastră de acum, despre, dacă vrem să vorbim despre viața, despre o altă viață de-a noastră. Da. Dar eu am să încerc și am să mă pregătesc pentru chestia asta, să fac pentru voi o conexiune foarte corectă, sau cât pot eu de corectă, între ce înseamnă spiritul, ce înseamnă sufletul și cum se ajută reciproc în existența lor de-a lungul tuturor existențelor noastre. Super, mersi. Vă promit chestia asta. Este foarte important. Eu m-am străduit mulți ani să înțeleg această conexiune și mi s-a părut mult timp că sufletul și spiritul sunt același lucru. Nu sunt același lucru. Deci vreau să vă spun că de fiecare dată când reveneam în conversația cu Emen din călătoriile astea pe care de acum el le-a ales să fie pentru mine, întâlnirile cu Liviu pe care le tot așteptam, mi s-a părut extraordinar ce simțeam. Simțeam o prietenie extraordinară cu această entitate care, la început am luat-o de bună, că așa trebuie să arate el, cum l-am văzut eu atunci, fără să-mi pun vreodată problema că, dom'le, este un mod de a mă ajuta să-l prețuiesc, să-l iubesc, să înțeleg că mi-aparține alături de ceilalți șase, ne aparțin ghizii ăștia, da? Așa cum am fost învățați unii dintre noi, da? Să consimțim că
sunt îngeri care ne aparțin, care au grijă de noi, care ne feresc de un accident, ne feresc de boală, ne feresc de moarte. Iar ei nu sunt îngeri. Aceștia nu sunt îngeri. Nu. Pe lângă îngeri avem și... Aceștia sunt niște foști oameni, foste suflete care au experimentat până la epuizare ceea ce și-au propus să experimenteze în viața întrupată și care, prin cunoaștere, pot căpăta această calitate de ghizi ai noștri. Și ce înseamnă ghid al nostru? Este un personaj energetic care nu te lasă să te abați de la planul pe care l-ai făcut pentru această viață. Dacă tu ai vrut să fii ultimul derbedeu, ultimul criminal sau ce ai vrut tu să fii în viața asta, el nu te oprește să fii. Te ajută să împlinești. Deci poate să te ajute să fii un criminal, poate să te ajute să fii ultimul dobitoc de pe lumea asta, dacă asta ai avut nevoie să trăiești ca experiență, să te completeze ca experiență, să poți să faci distinție în următoarea întrupare între ce înseamnă să fii un derbedeu, un criminal și ce înseamnă să fii un om iubit de Dumnezeu sau un suflet pe care Dumnezeu îl ocrotește și îl păzește de toate relele. Ok. Am înțeles cu mare greutate cum putem să ne alegem ca într-o viață să trăiești o mizerie de viață, să mori foarte tânăr, în sfârșit tot ce ni se pare anormal, tot un copil mort, o întrerupere de viață în plină glorie, în plină bucurie de a trăi, da? Și care ni se par astăzi anormalități în viața noastră, toate sunt normale și le-am ales pe toate să fie posibile în viața noastră. Asta e foarte important, mai ales că mă confrunt, de exemplu, cu cupluri de părinți care și-au pierdut copiii. Unii sunt copii mici, alții au murit în floarea vârstei, cum frumos spui, și nu știu cum să-i consolez, nu știu ce să le spun. Mulți părinți care își pierd un copil mic trebuie ajutați să înțeleagă că copilul a venit să-i ajute pe ei să fie părinți, nu să trăiască el. Păi cum îi ajută să fie părinți dacă el după scurt timp numai... Bun, să trăiască toată drama pierderii unui copil ca să înțeleagă ce înseamnă să fii părinte. Pentru că sunt extrem de mulți, din păcate, părinți care habar n-au că este o misiune extraordinar de importantă să fii părinte. Și cât de greu afli ce nevoie are sufletul ăla de copil de la tine, părintele lui. Întotdeauna îi tratăm pe copii ca pe niște neștiutori, iar ei pleacă în această viață cunoscând de 10 ori mai multe lucruri decât mai sunt în stare să-și amintească când se termină viața. Da. Wow. Ce este caietul acesta, Adriana? Eu am să citesc ca să vă stârnesc. Deci, după 5 regresii, v-am spus în total, am făcut 6, doamna doctor mi-a spus, este posibil ca ghidul tău să reușească să te contacteze și în alt fel decât prin regresie. Eu acum eram turbată. Dacă avea o evidență a persoanelor înscrise să facă regresie, și eu spuneam, da, strecoară-mă pe mine printre ăștia, pentru că n-am răbdare eu să aștept o programare la rând. Așa. Și în sfârșit a fost sau n-a fost posibilă chestia asta întotdeauna, dar am reușit să îmi spună acest lucru. E posibil, zice, din experiența mea, ca ghidul ăsta al tău să te contacteze și în alt fel. Atenție mare! Zic, dar ce înseamnă în alt fel? Nu știu, zice, fiecare poate să primească pe cale intuitivă să te apuci să faci ceva și să fii oprit imediat, cu sugestia de a face altceva decât ce te-ai apucat. E, atunci să fii convins că ghidul intervine și te oprește să faci un lucru pentru că este mai important pentru tine să faci ceea ce el îți dictează. Așa. Dar există multe posibilități ale lor de a ne atrage atenția într-un fel așa și de a te obliga, de a determina să fii atent la ce îți spune, pentru că întotdeauna când un ghid are să spună ceva, este cel mai bun lucru pentru tine chestia aia. Deci, eu nu aflasem despre această potență. Am fost întotdeauna a sufletelor gemene, da? Am fost extrem de impresionată de simbolul Yin-Yang și de vechimea lui. Care simbolul?
simbolul yin-yang, deci cele două virgule. Yin-yang, am înțeles yin-yang. Yin-yang. Yin-yang, da, da. Cele două simboluri. Scuze, așa. Da. Și că femininul și masculinul au fost distribuite absolut în părți egale în lumea aceasta, da? Da. Pe de o parte. Iar pe de altă parte că niciun suflet nu vine cu... El vine cu o predispoziție în această viață de a fi femeie sau de a fi feminin sau masculin, dar vine întotdeauna cu întregitorul lui ca suflete pereche, ca suflete destinate sau ca suflete gemene, care este o pereche aceasta rară, de care nu oamenii au nevoie, planeta Pământ are nevoie. De sufletele gemene. De sufletele gemene, planeta Pământ are nevoie. Iubita mea, numai o secundă. Deci ai spus suflete pereche. Bun, suflete... Sunt multe feluri de perechi. Acum, pentru mine nu este interesant să vă vorbesc despre tipurile de perechi care există. Dar pentru mine este important acest lucru, da? Să vă explic ce înseamnă perechea de suflete gemene. Este singura pereche care este predestinată, deci când spun predestinată, care vin să existe împreună de la prima întrupare. Da? Dacă, acum am să încerc să vă explic așa cum am văzut eu într-un film, poftiți. Într-un film, cum a decurs această primă întrupare. Era o ploaie de suflete. Deci, dacă vreți, închipuiți-vă cele două, Ying și Yang, în niște bile mici, de tot așa, mici, cu un diametru, ca niște mingi de ping-pong, da? Mai mari sau mai mici, puțin mai mari sau puțin mai mici decât mingile de ping-pong, da? Care dintr-o arteziană de raze, de o luminozitate extraordinară, se desprindeau aceste bile. Și imediat după desprindere, din entitatea asta, cele două se desprindeau, le simțeai culorile, vedeai culorile, așa, și cu cât se apropiau de pământ în ploaia asta, ele deveneau independente. Vorbești de alb și negru, de yin, da, și yang? Da, da, de cele două, masculin și feminin, pentru că asta vreau să rețineți. Yin și yang înseamnă, de fapt, cele două sexe, da? Care nu sunt sexe în sensul întrupării noastre. Sunt sexe, metaforic vorbind, sunt cele două jumătăți ale întregului pe care trebuie să-l formeze omul întotdeauna. E, dacă ăștia doi, toate perechile celelalte, există independent cele două entități una de cealaltă, în perechea de suflete gemene este ca un fel de handicap. Aceste două suflete nu pot niciodată să performeze de unul singur. Ei nu pot decât împreună să formeze o pereche, e adevărat, extraordinară, deci nu o pereche obișnuită, au niște capabilități de astea energetice și de potențial de înțelegere, de simțire, de trăire, care din lumea noastră se vede, nu se vede, dar de cele mai multe ori nu se vede, de cele mai multe ori cei doi își pun piedică în fel și chip, fără să fie conștienți că sunt membri sau sunt două entități ale perechii de suflete gemene. Când am aflat chestia asta de la Emen, în primul rând vreau să vă spun că n-am putut să cred că este adevărat. Mi s-a părut o chestie care mi-i întrece orice imaginație, deci până la momentul respectiv, și asta se întâmpla un an în urmă. Cu un an în urmă? Suntem în iunie, da, da. Un an în urmă, când am aflat chestia asta, am spus, domne, am luat o razna cu capul. Nu. Este foarte greu să ți se spună o chestie de asta. Da. Este foarte greu. Te responsabilizează într-un fel, pentru că n-a fost numai asta. Mi s-au spus foarte multe lucruri. Cum că este un moment dramatic pentru planeta Pământ. Este un moment în care singurul fel al nostru de a răsplăti tot ce face Pământul ăsta pentru noi este să ne întoarcem către el cu iubire. Către Pământ. Calitatea acestei perechi este faptul că dezvoltă unul în prezența celuilalt o potență de iubire care este rarisimă. Energia acestei iubiri este ceva care hrănește
pământul și hrănește atmosfera în care ca oameni trăim. Da? Suntem datori astăzi când pe pământ, pentru prima oară se întâmplă ca în 2 luni de zile să fie bolnavă toată planeta. Bolnavă. Bolnavă, pentru că câtă vreme au reușit să îmbolnăvească suflete, să îmbolnăvească trupuri, să îmbolnăvească mentalul oamenilor care... Economii care... au reușit să îmbolnăvească. A, bun, bine. Să știi că fără economiile astea putem să trăim. Dar fără mintea de care avem foarte mare nevoie, fără sufletul de care avem foarte mare nevoie, fără trupul, da, pe care îl închizi în casă și îl îmbolnăvești de boli psihice sau de... îl obligi să-și recunoască niște neputințe de astea idiote, nu se poate trăi așa. Deci nu se poate să ne contamineze pe toți o prostie, în sfârșit, timpul va dovedi. Da? Păi deja se dovedește că este o mare minciună. Adică bun, dar ce vreau să vă spun dovedim? Este că nu putem scăpa de această rea intenție și rea credință decât folosind iubirea oamenilor ca hrană pentru pământ, ca o necesitate extraordinară de care pământul și universul ăsta mic, nu mă refer la universul mare căruia îi aparține pământul, ăsta al atmosferei planetei pământ, are nevoie. Trebuie să vindecăm planeta și nu se poate acest lucru decât iubindu-ne, apropiindu-ne prin iubire și prin sentimentele pe care le împărtășim unii altora prin bucuria de a fi în trup în acest moment esențial. Este foarte important, este un moment, nu știu dacă vreodată planeta Pământ a mai trăit așa ceva. Sigur nu, sigur nu. Pământul a ascensionat în dimensiunea 4. Am să vă vorbesc despre chestia asta, nu știu câți oameni cunosc aspectul ăsta al dimensiunilor energetice în care ne scăldăm și noi ca oameni, ca entități întrupate, dar și planeta Pământ. Da? Înaintea umanității, Pământul a trecut în dimensiunea 4. O mulțime de oameni contemporani nouă nu vor ajunge niciodată să ascensioneze în această dimensiune, pentru că sunt atât de grav afectați de murdăria, de mizeria, de neputința de a trăi pe Pământ și de a fi pentru Pământ ceea ce Pământul are nevoie, încât nu au timp într-o viață omenească să îndrepte răul pe care n-au nicio vină că au evoluat în felul ăsta. Deci ei s-au rupt de planeta. Nu pot să fie contemporan timpului acesta, da? În care fiecare dintre noi trebuie să facem pentru Pământ ceva. Nu știu ce. Ce pot eu să vă spun este că în afară de iubire nu cunosc alt leac pentru chestia asta. Dar că fără a conștientiza, atenție mare, nu este valoroasă trăirea în iubire decât dacă ești conștient de ea. Sunt foarte mulți oameni care se iubesc, sunt foarte mulți oameni darnici cu iubirea lor, dar care nu sunt conștienți de puterea pe care o dezvoltă acest sentiment, da? Este pentru prima oară când umanității îi se cere ceva. Și ceea ce îi se cere este această împărtășire. Să-ți spun că te iubesc, să spun copilului meu că îl iubesc, să vorbesc despre iubirea pe care o port. Pentru că, dragă, din păcate, sufletul nu știe să vorbească. Știe să ne vorbească numai nouă dacă îl ascultăm. Dacă îl ascultăm, pentru că sunt extrem de puțini oameni care știu să-și asculte sufletul, atenție mare la chestia asta, străduiți-vă să înțelegeți mesajul sufletului vostru, pentru că poate să fie ceva fabulos de care să vă bucurați pentru timpul rămas de trăit. Pentru mine a fost târziu, eu am înțeles târziu chestia asta, dar mă bucur că am un prilej ca ăsta, știi, să vorbesc oamenilor. Și vei tot avea, dacă vrei să vii. Să vorbesc despre chestia asta, da. Pentru că multe sunt informațiile și sfaturile și ce vrei care vin din toate părțile, dar nu suntem învățați să ne iubim și să dăruim iubire învățând copilul să iubească. Am nepoți, da? Pe care i-am învățat să spună te iubesc.
îmi dau telefon și spun, bunica, te iubesc. Da. Și învățați copiii să spună cuvintele astea. Sunt miraculoase. Ce frumos! Deci, da, am să vă citesc ceva. Așa, și deci în vara trecută, pe vremea asta se face un an, eram la Constanța, obișnuiesc să-mi scriu, așa, ca un fel de jurnal, lucrurile importante ale fiecare zile. Nu, așa. Nu chiar în fiecare zi, dar asta făceam. Da. Și la un moment dat am avut senzația așa că adorm și de fapt nu mai știu ce s-a întâmplat. Și am găsit în caietul în care scriam un text care evident nu mi-aparținea. Tu îl scrisesei cu mâna da, ta. Da, da. Și așa a început Emen să-mi comunice diverse. Ne-am armonizat greu, să înțelegeți chestia asta. Deci la început am zis că mi-am zis despre mine tot felul de... Că ți-ai pierdut mințile sau nu, ce? Da, da, pentru că nu poți să crezi că e adevărat. Ți se pare, cu toate că citisem o mulțime de cărți care au fost dictate, care pretindeau acest model de conexiune cu cei care au grijă de noi sau care ne veghează într-o lume invizibilă nouă. Dar mi era foarte greu să cred. Este vorba de un mental ăsta de om tehnic, care 2 cu 2 fac 4 și dacă îl scoți din chestia asta e foarte greu să admită că fac 3. Da. Și până când am ajuns să aibă aceeași viteză de mesaj mental, eu aș fi vrut acum să vă spun de a-mi vorbi. Nu știu cum să spun, că nu-mi vorbește. Eu aici simt vocea asta care dictează. Dar, în orice caz, în ultima jumătate de an, cam așa din ianuarie, ceea ce îmi comunică să scriu sunt câteodată 6-7 pagini dintr-un caiet de mărimea asta. Au fost subiecte extraordinare de educație, de completarea cunoașterii mele, de completarea cunoașterii lui Liviu. Și asta pentru că, de la un moment dat, după ce a explicat ce înseamnă perechea de suflete gemene, a început să a cerut permisiunea ghidului lui Liviu de a îl reprezenta pe ăla în relația cu mine și cu Liviu ca pereche, da? Și să ne îndrume ce trebuie să facem și cum trebuie să simțim, cum va trebui să ne manifestăm în momentul în care se va cere perechi de suflete gemene ca simultan să dăruiască planetei Pământ iubirea aia de care are nevoie pentru vindecare. Deci direct planetei, da, nu partenerului, da, nu sufletului, nu, pământului. Pământ, te da, iubesc. Da. Dar energia acestei iubiri nu se poate naște decât, eu mă refer acum numai la perechile de suflete gemene, da? Decât din interiorul acestei perechi, care înseamnă obligatoriu apropierea fizică. Ea nu poate să producă energia de care este nevoie decât ca un singur trup, ca un întreg. Așa cum fiecare om din cei care n-au nevoie de înjumătățire asta, sau nu e bine spus de înjumătățire, de completarea jumătății care sunt, da? Da? N-au nevoie imperioasă. Există, fiecare om există de sine stătător, e, ăștia nu pot să existe. Și ăștia nu pot niciodată să producă ceva extraordinar decât împreună. Și acum am să vă citesc, am vrut să vă citesc mult mai multe astăzi. Te rog, iartă-mă, arată o secundă cum arată acest caiet, că pentru mine este foarte important. Dar nu știu unde să arăt. Uite, așa, să vadă oamenii poate cât de frumos și cât de ordonat e scrisul tău, că nu e un scris într-o crispare sau într-o... E minunat, este ca un curs de caligrafie. În fine, asta era doar un detaliu grafic. Acum să vă mai spun o intimitate așa a mea în relația cu Emen. Sunt vreo 2 luni de zile, poate mai mult puțin, de când am făcut un efort teribil. Eu nu sunt o expertă în scris pe calculator, n-am viteză de scris pe calculator, încât iarăși ne-am armonizat greu, dar am reușit să scriu direct în calculator. Nu-mi place. Adică mai atașată mă simt de scrisul ăsta. Și calculatorul astăzi există, mâine nu se știe. Da. Deci asta este, ele se numesc comunicări toate. Comunicarea 29 decembrie, anul trecut. Întâlnirea cu sufletul geamăn este titlul acestei comunicări. Și după aia spune, trebuie reținut pentru totdeauna. Cea mai profundă experiență spirituală este întâlnirea cu sufletul tău geamăn. Este cea mai înaltă
întâlnire posibilă într-o viață? În paranteză, eu am întrebat. Emen, te rog să-mi explici ce înseamnă într-o viață? Se închide paranteza. Este vorba de o singură întrupare terestră sau de toate întrupările necesare unei trepte de ascensiune? Acest prezent în care ți s-a relevat șansa de a trăi un timp în perechea de suflete gemene este necesar ca experiență să fie comunicată pentru ca toți cei ce pot trăi astfel să devină conștienți de energia pe care o posedă și apoi o consimte să devină energia posibilă perechii de suflete gemene. Eu sar câte puțin pentru că nu știu cât timp mai avem acum pentru... Mai avem un 15 minute, da. Așa. Adriana, trebuie să te concentrezi foarte serios, să-ți asculți sufletul cu foarte mare atenție, ca să receptezi corect mesajul său și să înțelegi cât de important este acest timp al întrupării prezente pentru tine, pentru Liviu, pentru toți cei ce vor reuși să pășească în viitorul apropiat alături vouă. A fi de folos semenilor, a dărui conștient energie vindecătoare, vreau să vă mai spun ceva, are tot felul de sublinieri, deci dictează majuscule, dictează ghilimele, dictează, adică când recitești un text scris și în care ai punctat astfel sau sublinierile pe care le dictează, imediat înțelegi altceva decât, decât la prima lectură. Da. Deci a fi de folos semenilor, a dărui conștient energie vindecătoare, este subliniat, este o șansă rară, nu trebuie irosită fără folosul ce se așteaptă de la ea. De ești sau nu conștientă, întâlnirea cu sufletul tău geamăn a survenit, a fost planificată pentru această întrupare să se manifeste pentru că tu ai atins nivelul de percepție, de atenție, de conversație conștientă cu sufletul tău și ai reușit în pofida tuturor greutăților și inconveniențelor să simți valoarea acestui timp. Sufletul mamei tale a fost extrem de mobilizat pentru a te ajuta să înțelegi corect mesajul momentelor în care ai intervenit. Matilda, așa o chema pe mama, ți-a cunoscut de mică unele aptitudini pentru a ți se înlesni accesul la cunoașterea subtilă a vieții și a realității. Iar după ce s-a alăturat ca suflet, a reușit cu ajutorul meu, în calitatea de comunicator, să-ți îndrum pașii și să-ți dea ajutorul necesar în cele mai grele momente ale vieții tale de femeie singură. Fac o paranteză să vă spun, este foarte importantă relația pe care reușiți să o stabiliți cu cei pe care i-ați iubit și care nu mai sunt în viață. Nu există chestia, ei nu mai sunt în trup, nu mai sunt alături de noi, da? Străduiți-vă, nu plângeți după ei, nu le stricați sufletul și armonia pe care o pot trăi ca suflete dincolo. Despărțirea de trup este ceva natural și chiar dacă nu suntem sau n-am fost educați niciodată să înțelegem lucrul ăsta, este foarte important să ne raportăm la sfârșitul acestei vieți ca la o etapă dintr-o viață foarte importantă și foarte mare, care cuprinde toate întrupările noastre. Pot fi sute, pot fi mii, poate, habar n-am, nu știu, dar n-a constituit o nevoie, un interes al meu, știu, da, să aflu. Da, probabil că sunt numere foarte mari, așa spun toți. Și câte astfel de caiete ai? Păi am să vă mărturisesc, cred că mă pregătesc să public o carte. Oh, ce grozav ar fi! Da. Cu aceste comunicări? Cu aceste comunicări și dacă m-am hotărât pentru chestia asta, l-am consultat și pe Emen pentru intenția asta. Da. Nu mi-am închipuit deloc cât talent am ca să... Dar simțeam nevoia să spun absolut sau să fie transcris în carte absolut identic mesajului.
Am stat de vorbă cu 2-3 redactori care ar putea să ajute. Dar fiecare este tentat să modifice textul. Să de ce? De ce nu pot să rămână fidei? Nu știu, să corecteze sau să își pună amprenta personalității, da? În scrisul care urmează să apară. Trebuie să oprim asta. Da, habar n-am, nu știu. Sigur este că încă nu m-am decis cum trebuie făcută treaba asta. Va veni. Da. Da. Este foarte important ca în acest timp rămas de grea singurătate să nu uiți că nu se poate zbura decât cu două aripi. Pentru că nu mi-am propus de la început ce vreau să se întâmple în emisiunea asta și câte informații vreau să vă dau. Da. Vreau să vă spun așa, globurile alea mici, mingiuțele alea din care s-au desprins toate sufletele pe care le vedeam atunci, aveau câte patru aripi. Deci în moment mici. Pe măsură ce se apropiau de pământ, aripile astea creșteau. La un moment dat se transformau într-o pereche de aripi care permitea zborul. Și ăla era momentul în care cei doi se desprindeau. Fiecare cu perechea lui de aripi. Fiecare cu perechea lui de aripi. Singura entitate de asta energetică care cobora doar cu două aripi, erau perechile de suflete gemene. Care întotdeauna n-au avut fiecare decât câte o singură aripă și n-au putut să zboare decât atunci când au fost împreună. Oh, God. Vă e clar, nu, că nu se poate zbura decât cu două aripi. Vai, ce emoționant! Deci, acum îmi dau seama, știi, că am parcurs greșit subiectul, pentru că citind am înțeles că n-am vorbit despre chestia asta. Caută după puteri să facă parte din tine imaginea sferei întregului și aripile personale ale celor doi. Va fi mai ușor să se raporteze astfel la toate neputințele, dar și să dobândești forța de care trebuie să ai nevoie atunci când ceri să-ți fie aproape, să puteți zbura împreună, să fiți din nou feminin și masculin în aceeași entitate energetică. Asta face ca întotdeauna când o pereche feminin-masculin să aibă misiunea unei rodnicii importante, rolul de șofer al mecanismului să fie al femeii. Tu găzduiești pe aici și șoferi de ăștia care... Care ce? Nu, care nu acceptă, afirmă, dacă... Da. Nu știm exact. Nu uitați, da? Femeia dă naștere, totuși. Sau încă. În acest timp în care toți cei chemați să fiți utili cu energia iubirii dintre voi, saltului viitor, vă instruiți, vă pregătiți, este necesar să conștientizați că mai este puțin până când masa critică a energiei necesare se va constitui. Masa critică necesară energiei de care are nevoie spre vindecare pământul. Așa, să nu Dumnezeu. Neapărat prin înmulțirea perechilor desenate întâlnirilor dintre sufletele gemene, prin a fi conștiente, ci prin profunzimea iubirii dintre ei și prin cantitatea de energie a iubirii pe care aceste suflete consimt să o dăruie. Pământului. Deci nu unul altuia, sau implicit și unul altuia, dar pământului. Ei, sau de către Emen, am simțit de mai multe ori, perechea asta este tratată ca o entitate. Deci el nu poate, dar nu poate să separe chestiile astea. Și de asta are momente în toate dictările astea, în toate comunicările astea, în care tratează pe cei doi ca pe niște handicapați. Handicapați în sensul incompleți. Incompleți, este foarte clar. Da. Au venit la întrupare fără putința de a fi o personalitate de sine stătătoare. Adică în permanență, în momentul în care au nevoie să producă ceva, trebuie să se apropie, să conceapă împreună. Nu-mi permit să te întrerup, doar pentru că tu ai spus înainte de emisiune și e frumos să ne amintim aici, fiindcă vorbim de a dărui pământului, spuneai
ce relație aveau strămoșii noștri? Știau, de exemplu, de ziua recoltei, știau că tot prima recoltă, primele fructe, primele cereale se dădeau, se dăruiau lui Dumnezeu sau pământului. Când rupeai o plantă, bun, dar îi cereai permisiunea. Ce relație extraordinară! Deci înainte să ne pună în genunchi tehnologia și să ne facă niște slugi ale ei, omul avea o relație directă, da, cu pământul, domne. Cu sacrul din pământ. Simțea că fără pământ el nu există. Da. N-are unde să existe. Da. Nu poate să se hrănească. Nu poate să se împlinească. Nu poate să dispară. Da? Corpul fizic nu poate să dispară. Pentru că toate cât s-au conceput ca să dispară corpul fizic sunt ulterioare. Da? Dar întotdeauna s-a făcut o groapă în care a fost ajutat să dispară, da, corpul, da, fizic. Redevenind pământ. Da. Am scris cândva ceva despre ce înseamnă un bulgăre de pământ. Gândiți-vă fiecare la chestia asta dacă aveți timp, dacă vă face plăcere. Pentru că într-un bulgăre de pământ poate să fie toată iubirea noastră, toată concentrarea a ceea ce am fost în stare vreodată să dăruim, să întoarcem către pământ. Da? Este foarte important să trăiți această bucurie de a aparține acestui pământ și de a vă simți datori în permanență cu ceva. El ne hrănește, ne ajută să existăm fără să ne ceară niciodată nimic. Asta nu înseamnă că noi avem voie să trecem prin viața asta considerându-ne că merităm să primim tot ce primim de la el, fără să întoarcem nimic. Sunt extrem de mulți oamenii contemporani nouă care trăiesc teribil de indiferenți. Și că indiferența asta ucide nu numai planeta, ne ucide și pe noi, pe toți. Scumpa mea, mai avem exact 3 minute, dacă le mai avem. În orice caz, nu te lăsăm să pleci de aici. Folosesc pluralul, fiindcă știu sigur că nu e numai ideea mea sau dorința mea. Nu te lăsăm să pleci de aici fără să ne promiți, te rog, că vei reveni pentru a vorbi despre ce dorești tu, pentru că toate subiectele tale sunt fascinante, în egală măsură. Vei mai veni, da, Adriana? Da, vă promit că am să vin și vreau am să recitesc acasă. Dacă vreți să mă credeți, după o zi când am terminat de scris o chestie de asta, a doua zi nu mai știu nimic din ce am scris. Trebuie să citesc o dată, de două ori, de trei ori, pentru că toate chestiile astea, scrie cu litere mari, pune virgulă, da, paranteze, subliniază, nu știu ce, îmi întrerup putința, da, de a mă concentra pe text. Mai avem un singur minut. Aș dori să nu încheiem fără să mulțumim din suflet. Adriana, îți mulțumim din tot sufletul că ai venit. Ești extraordinară. Mă bucur că devino un invitat frecvent al nostru și vă mulțumim și vouă pentru că avem senzația că v-a plăcut și mulțumim pentru urările de sănătate și pentru mulțumesc, tot. O seară minunată nemuritorilor și să continuăm ce am început.